Am ajuns facile, o să mănânc o văz. Cartofi și broccoli, le amestec la spate și eu trebuie să aleg un pumn. Băi, îmi luam țeapă, frate. Așa. Mâncam burgerul mai ieftin. Doamne, e delicioasă. A clătit aia exact pe care mi-o doream de foarte mult timp, cu toate sufletele posibile. Bucurați-vă de prietenii voștri. Salutare și bine ați revenit la un nou vlog din mașina lui Mirel 335i, actual 428i. Dar doritor de M3, exact. E92. Și Ana Blonda, care este acolo cu ochelari de soare, parcă e din filmele Matrix, draga de ea. Ana Matrix. Ce? Mergem la Brașov să mâncăm pentru că ne este un pic foame și să ne răsfățăm un pic. Adică băieții noștri au zis să își răsfețe soțiile. Olo, ai înțeles? Ai înțeles, Mirele? Mirele, mi-am uitat portofelul acasă. Tu la el, la tine? N-aud. E la nevastă sa. Să o sunăm să vină și ea. Ca un mic update al aparatului dentar, nu mă simt chiar ok, adică nu prea am dormit, Ana nu mai are de iar. Asta sunt pe profit, că Magi nu mănâncă. Ba da, mănâncă supă cremă de ciuperci. Facem 4 ore pe drum. 2 ore jumate. Bă, dar avem GPS-ul diferit pe bune, mi-a arătat 3 ore jumate. Păi depinde unde ai volan. Pus. Tu unde ai pus că mergem? Eu mă uceam copălul și el vine cu BMW-ul, știi? Revenim de pe drum. Everything turned to dust when we aimed to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was not the right, 'cause we were never meant to be. Hai să vă arătăm cu ce am plecat eu la Brașov aici frumos. Ia de Mirele puțin. Mamă, frate, zi Madi. Cum se aude? Se aude bombă. Băi, am ajuns și noi în sfârșit. Avem aici driverul, avem aici blondina. Stai să-mi o poșetă. Mamă, poșeta aia mai scumpă decât 39 lei. Am ajuns și noi după un drum extrem de lung și zic că e extrem de lung pentru că ne este super foame, noi n-am mâncat nimic astăzi, cel puțin eu. Am ajuns facile să mănânc ovăz cu iaurt și cu afine. Da, uite, fetița aia se face prin geam cu mâna, da. Dar noi ne filmăm pe noi. Destul de gravă treaba, nu? Nu, gravă nu. E că e sănătos ovăz. Cum arată locația asta? Da, nu arată cine știe ce e, undeva între blocuri, adică nu e chiar ușor de găsit aparent. Dar cât de frumos se vede muntele acolo. Bă, da, munte. Hai să intrăm să vedem. Mamă, ce bine miroase. Miroase bine? Mamă, miroase burger, nu simți miroasă? Bă, încă nu. Mamă, mie sunt de fan. Opa. Mamă, ce fel miroasele și... Chiar miroase bine. Haide să vedem ce mâncăm, ce mâncăm. Supă cremă de legume. Mai durează o grămadă până vine și mâncarea, cred. Nici n-am comandat. Da. Ar fi fost super bine dacă am fi stat la canapelele alea. Arată așa super drăguțe și super confortabile, uite. Da, arată bine, nu-i rău. Da, nici super rău. Mă loc. Desenele astea de pe pereți. Așa? Ăla cred că din spatele tău e un burger ăsta, s-ar trebui să fie o salată. E drăguț, îmi place, dar nu e așa cald cum ai zis Mirel, că e foarte cald. Arată mai bine la Vivo. Pentru mine contează să fie curată locația și mi se pare destul de curată. Avem meniul aici în colț, e un cod QR pe care abia oricum îl vezi. Și ia să e vedem. Pe smart, frate, totul e smart aici. Se cheamă Pasaj. Ia să vedem ce au mai aici, ce au de mâncare. Eu oricum mănânc burger, dar chiar sunt curios ce burger au aici. Mamă, tu guys, 360 de... Așa se cheamă burgerul ăsta. Uite, 360 de grame plus cartofi 170 de grame plus 40 de grame de sos și așa, chiflă king size, două bucăți de carne black Angus, brânză mixtă, gorgonzola și parmezan, cedar, salată de ardei copți, okay. Ea french mainare, 260 de grame de carne, 170 de grame no, de cartofi. Nu, de tu guys. Mai de acolo, la supă, jos. Iu, supă cremă de cartofi cu ciolana fumat și supă de broccoli. Atâta? Ce? Au doar două tipuri de supă. De broccoli. Așa. Și cremă de cartof cu ciolan afumat. Altceva nu, salate, ce? Mă uit la desertul ăla de azi, Ana. Panacota. 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 Îmi vine, da, exact, îmi vine și mie minte. Oricum, Magi, dacă și aici panacota, eu o să-mi iau în centru, vreau să mă duc să-mi iau o cretină aia super uriașă. Nu, nu știa că nu-i dau bani. Ba da. Ce bani, mă, tu să n-ai mie bani? Bună gluma asta. Da.
Eu care am portofelul mai gol decât stomacul. Ce imagini? Nu știu de care să-mi iau. De broccoli sau de ciolan? Fiate, îmi facem așa. Asta mare e broccoli. Da, eu aleg? Da, și asta mică e supa cremă de cartof. Bine. Ana, ia-le pastea în pumn, cartof și broccoli, le amestec la spate și eu trebuie să aleg un pumn. Stai, o secundă. Tu alegi un pumn? Ia să vedem ce pumn la alege Madi. Le amestec la spate, așa. Le pui pe pune masă. Pune în față, pune în față. O aleg pe asta. Hai de cap. Ești cu cartoful, Madi. Nu, dă-mi de broccoli, te rog. Băi, e sigură broccoli? E sigură? Poți să gust un pic din amândouă? Nu. Băi, nu prea am cum, că trebuie să le prepare, să le fac. Cantină aici, Madi, unde ești tu obișnuită? Dă-mi... Bună asta. Madi e tristă rău tot. De ce ești tristă, mă? Stau și mă uit la voi cum o să mâncați burgeri. Au venit și băuturile frumos, dar haide să facem niște prețuri aici. 54 de lei, 46, 45, 45. Hai, scut tot cartofi, Mirele, nu? Da. A, tot cartofi. Și sos. Prețul e bun și sos, toate astea chiar e bun prețul. Bă, prețul e nu sunt rele. Mai ieftin ca la București. Are gust de bere de festival, dar n-am făcut la festival. Da, bere e bun, e rece. Ce bine că nu conduc la spate. Ia gustă cafeaua cu mine. Cafea normală, nu? Da. Am băut mai bun acasă, urește mi. Cât e cafeaua? 12 lei, 12 lei. 12 lei, uai, de capul meu de 12 lei îmi fac 5 cafele. Și mi-au și lapte de la un litru. Bă, ce repede au venit, de mă. Nici nu eram pregătit. Bă, mai micuți la București, nu? Cred că ție e prea foame. Îți mai micuți, man. Nu, în București, la Viva. Ce bine arată supica, mulțumesc. Nu-i tu, guys? Băi, îmi luam țeapă, frate. Mâncam burgerul mai ieftin. Vreau mai întâi să încerc, îmi pare extrem de rău. Ia încerc cartoful. Cu sos. Mamă. Bă, tu chiar tu nu poți să mănânci? Sosul este extrem de bun. Așa? De cartofi nu pot să-mi dau seama că mă impulsionează dintele. Hai că vă spun eu acum. Oricum, cartofii par așa super buni. Bă, au gust puțin de bacon. Sosul ăla e extrem de bun. Mamă, care e bun. Dar burgerul ăla, frate, mă face să vreau să-l încerc. Chiar sunt curios cum e aia de broccoli. Dar vreau, eu aș fi mușcat din pâinea asta, că e atât de paie, de că crunchy rău. Mire acolo, l-am prins exact când băga în gură. Ia, mă, adică gustă tu aia de broccoli. Pune tu dacă merită toți banii sau nu. Culoarea e deplorabilă. Mamă, și mirosul e așa și așa. Zici că e seria 1 ăla de afară. Da, chiar că zici că e seria 1. Este bun? Extrem de bună. Zici că e de mazăre, nici de cum. Vreau de să gust și eu, te rog. Bună? Doamne, e delicioasă. Vreau să gust și eu. În viața mea n-am mâncat ceva mai bun. Jură-te, sau faci mișto. Deci crema, supa crema de ciuperci, adio. Da? Ia, Madi. Mamă, chiar că zici că e de mazăre. E extrem de bun. Chiar merit, să vedem treaba să ceară aici. Bă, dar e mic, mă, frate. Chiar e mic, jur. Comparativ cu ce avem pe la București, chifa e destul de moale, dar alunecă. Uitați-vă și voi cum alunecă. Bă, dar e bun, e bun. E foarte moale. Suculent, chiar e bun. Te-ai murdat la gură. Chiar e bun. Se murdat la gură, dar e bun. Dar cartofii ăștia sunt și cu sosul ăsta. Chiar mi-au uit toți banii. Ce-am gustat acum la Madi. Asta e brânzică. The fuck, dar e super bună, frate. Da. Deci, trebuie să facem și noi acasă supă cremă de broccoli. Da, care și așa aș face mereu, da. Păi ce să nu iasă? Nu știu. Mamă, deci brânza aia chiar merită toți banii. Prima dată credeam că e pâine. Și n-aș prea puțin la burgerul ăsta? Nu știu, are pinieri, uite, al tău are, al vostru are ardei ăștia. Cum eu văd care are ardei capia. Are ardei copți al tău, da. Da, dar ardei copta, da. Nu poți să-l ții bine în mână, dar oricum chifa e destul de moale. Și cum așa arată în momentul în care îl rupeți în două. Madi acolo mănâncă în continuare. Eu deja nu prea mai pot. Hai să spunea și lui Madi. Ori am mâncat eu prea repede, mi-era foarte foame. Ori chiar e sățios burgerul ăsta. Probabil ți-era foame. Vezi, mai bună o supă. Băi, chiar e bună supă aia. Ce crezi să faci și noi acasă? Ce? Ce crezi să faci și noi acasă? Eu aș întreba bucătarul ce fel a făcut-o. Între broccoli, nu-i chestia aia dubioasă care n-arată bine. Aia verde, mare, așa ca un pom. Vezi cât de bună este? În anumite cu bine, e probabil făcută cu un unt special, cu ceva. Reușește de spus cu pâinea, brutoarele. Nu prea, le bag, eu le-am pus la muia, dar nu s-au muia prea tare. Ce? Le mor băi așa, le tot împing în gingire, în cerguri, dar nu reușesc. Mafiosele am terminat. Mai acolo încă se luptă cu... Nu mă lupt, îmi place. Tu ai tras lotul câștigător astăzi, pe bune. Burgerul meu a fost cam grețos. V-am să zic că am tras lotul câștigător de când te-am întâlnit pe tine. Mamă, de asta facem? Pe clipă? Stai că mă dor din ce nu pot. Păi este doar. De până arată prăjiturica. Mamă, chiar arată bine până acolo. Prietenii ăștia, adică vrei să guști, cumpără. E extrem de bună supa asta. Trei notă. Acum la cald. Îi dau 12. Deci dacă am mâncat Madi toată supa de broccoli, de broccoli, fraților, clar a fost bună. Hai că problemă, Madi a băgat aici. Los Angeles! Sângerează Los Angeles!
Nu e, nu? E combinația perfectă între dulce acrușor. A venit deja cu... Ce să facem? Ce-ai primit rețeta de cremă de brocoli? Gratis? Cremă de brocoli, da. Gratis? Bă, niciodată nu pleci cu mâna goală. Fede-mi, în mână am un purice, da? Mănâncă-l. Nu, ascultă-mă, am un purice în palmă, da? Și îl face 3 sărituri pe spate, da? Una, două, trei. Ține-l un pic, ține un pic jacheta ca obosit. 4, 5. Tu chiar crezi că am un purice în palmă? Da. Hai mă zic. Și atunci ce ții jacheta? În palmă am un purice, da? Uh-huh. Și îl face 3 sărituri pe spate, da? Uh-huh. Uite-te. 1, 2, 3. Ține un pic jacheta ca obosit. 4, 5. Tu chiar crezi că am un purice în palmă? Stai, că poți să-l mut în palma asta? Zi, da, tu chiar crezi că am un purice? A venit și nota. Hai să vedem, Adi, cât e nota. 260 de lei pentru 4 persoane cu băutură, mâncare și un desert. Mi se pare super decent. Super bine. Da? Și mai ales că, uite, servește așa cu viul ăla. Care arată? Tu mă refer. Viul ăsta. A, viul ăsta, da? Facem. Și viul ăsta? Sipă minusul. Ce? Le știi pe Milsu? Nu, pe canalul meu, fără prostii. Haideți mai văzut să dăm și o notă. Zi-mă, Adi, așa la rece, că am ieșit afară. Mamă, chiar că la rece. Supa mea a fost de 12, nu știu cât ce gust a avut burgerul tău, pentru că n-am putut să mestec. A fost cam greu, sincer. Foarte moale, foarte pica așa, adică era super squishy, parcă era din gelatină. Cafeluța obișnuită, deci dau, să zicem, un 8, că era bună. La burger îi dau 7. Eu am zis de cafea. Nu, la burger îi dau 7. Și beri? Berei, bex, 7 lei, nu știu. 7, nota 7. Zi, Madi. Și vreau să mai dau o notă glumelor din seara aceasta. Glumelor mele le dau nota 10. Glumelor lui Mirel îi dau un 9, le dau un 9. Așa? Iar Ana, nu știu, Ana nu știe să facă glume, deci nu-i ca și cum aș... Ce nebune ești, v-am zis că nu știi să facă glume. Frate, la o glumă se râde, nu se plânge. Of, Ana, vorbește aici în poșetă, ca să glume mai târziu. Asta e o glumă bună. Trebuie să mergem să mâncăm și clătita aia uriașă din centru, da? Hai, Madi, că am ajuns bine. GPS-ul, Madi. Ce fă, mă? Vreau gâtul. GPS-ul, Madi, ne-a dus unde trebuie. Suntem pe centru. Mamă, dar și n-ai dat și ăștia? Patinez maxim. Și cu ghetele, degeaba. Deci, fii atent, exact ca anvelopele alea de iarnă. De la care tu pe obol, nu? Explică-mi și mie cum poți să lași cel mai împiedicat om de pe lumea asta cu o cameră în mână, alergând pe zăpadă. Bine, ți-am spus aici la cameră. Păi... Dar să știi, să știi că eu mi-au cu multe fructe. O să încerc, îți dai seama. A clătit aia exact pe care mi-o doream de foarte mult timp, cu toate fructele posibile. Avem cu banane, smeură, kiwi, Nutella. Vezi ceva să-l pun iau, Adi? Nu. Eu nu-i place, cică. Mie mi se pare bombă. Gata, că mi-l face așa că nu mi-a plăcut mie burgerul. Dar burgerul chiar n-a fost bun. Da, mai dă-mi și mie. Am putut să-l mușc și simt raiul. Ia mai mușcă puțin, Adi. Vezi că e bună cu fructe. E delicioasă cu smeură. Nu face focus ăsta pe fața ta. O, da, a făcut și focus. În sfârșit a făcut. Bună? N-aveți și rețele, nu? Ce? Da, te-ai murdărit. Nu mai, gata. Gata. Nu mai? Nu mai, gata. Dar faci clătit aici. Făzi-o cu trei fructe și cu Nutella. E genial. Cred că mai trebuiau niște alune pe aia. Top. Am mâncat, Madi. Ce zici la gură? E de la țară. Am mult. Nu pot decât să mușc cu o parte. Unde e murdare? La gură. Brașov. Mai îndreptă. Acolo. Bă, ăsta e obrazul. Dragilor, cam acesta a fost și vibe-ul de astăzi cu prietenii noștri din drumul nostru spre Brașov și mâncând un burger delicios. Eu sub pizza. Eu am mâncat un burger și încheiem și noi seara cu o clătită și în drum spre casă. Vă pupăm și lăsați un like, un share și un subscribe și nu uitați, bucurați-vă, nu mă mai gândi la pe spate. Bucurați-vă de prietenii voștri, de fiecare clipă trăită, pentru că este foarte nu important. Nu aceștia. La revedere!